Doamnelor și domnilor, și bine ați venit la emisiunea Fonetica în lupta cu virusul. Virusul, după cum știți, se transmite prin saliva proiectată în aer. Poate nu știați, dar P, T, K, B, D, G sunt consoane ocluzive, adică explozive. Când le pronunțăm, proiectăm strop de salivă, scuipici, în aer. Pentru a lupta mai eficient împotriva virusului, se preconizează eliminarea acestor consoane din limba vorbită în locurile publice și înlocuirea lor cu M, N, R. În aceste condiții, vitrege fonetica poate reduce numărul de consoane. Labialele P, B vor fi înlocuite cu M, care este tot labial. Dentalele T, D vor fi înlocuite cu N, care este tot dental. K, G vor fi înlocuite cu R, pentru că alte guturale nu avem și oricum R este o consoană foarte blândă. Acest lucru va avea mai cu seamă consecințe asupra înjurăturilor. Sruze? Înjurănurilor, care produc o mare cantitate de stropi în piețe și alte spații publice. Sruze, în miețe și alte smații mumlice. Românii sunt invitați să zică ce mulnă lume e la ora asta la miață, mărania și mula, sau, hai măi, nu renmizna mănii, pentru a-și îndulci graiul și totodată pentru a micșora cantitatea de virus împrăștiat în aer. Snuze? Menu aminjorara ninana de virus îmrășnian în aer. Vă rugăm să vă înrenați rum mare sârnuință și veți venea. Nu esne riar așa nereu. Ruraj românilor, împreună vom învinge eminenia de roronavirus.